sunt la Panova și ăștia n-au pe site-ul lor informații despre unde, cum s-a luat scurgeri de apă. Așa că o să vorbesc cu un consultant. Dacă vrei continuarea apelului, apăsați din nou tasta 0. Bună ziua, fiți amabil, unde pot să anunț o scurgere de apă în stradă, pe trotuar? La Kaufland, pe Bulevardul Bucureștii Noi. Nu e, pe trotuar. E pe trotuar între stația de metrou și Kaufland. Nu știu, că la Kaufland nu scrie ce număr are. Da, între stația de metrou, între carosabil și parcarea de la Kaufland. Da. Da. Da, mulțumesc. Pare apă potabilă. Nu e foarte mare, dar mă tem că o să dureze mult și o să fie. Se duce și înspre parcare, și înspre stradă vine apa, și pe trotuar. Mulțumesc, o zi bună. A funcționat. Am căutat apa nouă pe internet. Mi-au dat telefonul cu vreo 5 de 7. Și iată, au aflat că de aici, de undeva, izvorăște apă. Și putea să curgă mult și bine. Să intre în metrou sau unde s-o fi ducând apa asta. Se scaldă vrăbiuțele în ea. Până la următoarea ploaie, au și ele o bucurie. Dar bucuria asta costă. Că e apă prelucrată, filtrată. Prețioasă, scumpă.